Acest festival a ajuns la aceasta 13-a ediție datorită unor oameni care stau în spatele acestui festival, unor oameni care vor ca acest moment cultural de excepție al orașului nostru să aibă continuitate. Aș vrea, pentru că suntem aici în număr foarte mare, să-i mulțumesc domnului primar pentru faptul că sprijină acest festival și zic eu că orașul nostru merită să beneficieze de astfel de evenimente, întrucât am spus-o, o spun și o voi spune întotdeauna, avem copii foarte, foarte talentați în orașul nostru, copii care merită sprijinul nostru în a evolua de-a lungul timpului. Așa cum știți, avem oameni de seamă lângă noi, avem membri ai Societății Scriitorilor Târgovișteni, avem autori locali, autori județeni, avem oameni care întotdeauna au fost alături de noi și sper ca în continuare să fie alături de noi și să ne mediatizeze pe cât posibil acest eveniment. Acestea fiind spuse, încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc și celor care au participat efectiv cu creații literare, iar aici aș vrea, nu în ultimul rând, să menționez cadrele didactice ale orașului Pucioasa care s-au implicat efectiv în lucrările trimise de copii către noi, întrucât sunt convinsă că insistențele mari au fost și din partea acestora. Într-adevăr, copiii sunt, să zic eu, puțin mai timizi, dar cadrele didactice, vreau să le mulțumesc și haideți să-i aplaudăm, au insistat ca acești copii să participe la astfel de festivaluri. Am să dau acum cuvântul domnului primar al orașului Pucioasa pentru a deschide oficial această ediție. Întâlnirea de la acest moment, cu prilejul acestui eveniment deosebit, mă face să mă gândesc la cât de repede trece timpul. Parcă cu câtva timp, nu, ieri, alaltă ieri, era ediția a 12-a, suntem la ediția a 13-a. Dar bucuria e cu atât mai mare că reușim într-un fel sau altul să ne întâlnim, să fim cu toții sănătoși și creativi. La nivelul autorității publice locale, prin calitatea pe care o am de primar al orașului Pucioasa, întotdeauna am ținut să susținem activitățile culturale artistice la nivelul orașului nostru și uneori chiar am fost chiar criticat pentru că nu aduc suficient de multă cultură de la alte nivele. Am ținut foarte mult să ne exprimăm această creativitate îndeoseb la nivel local, nu că aș fi împotriva altor evenimente deosebite, dar uneori este destul de greu să suportăm financiar anumite evenimente la care este nevoie într-adevăr de o anumită contribuție și nu întotdeauna putem să o și facem. Dar aceste evenimente, care mai mult înseamnă voluntariat din partea dumneavoastră, a tuturor de aici și nu numai, facem tot posibilul ca ele să se desfășoare în condiții foarte bune și să ne mândrim cu toții toți cetățenii din orașul Pucioasa că avem astfel de evenimente deosebite, de o astfel de importanță. Sigur că și de acum încolo sunt convins că aceste evenimente se vor întâlni, le vom păstra, sper să putem să le dezvoltăm să fie mult mai laborioase și de asemenea ne dorim ca din partea dumneavoastră, a participanților, să avem lucrări deosebite, să avem scrieri foarte bune cu care să, eu știu, să fim competitivi cu cei mai mari oameni de cultură din această țară, de altfel cum se și întâmplă acum la nivelul seniorilor noștri. Eu vă doresc la toți succes, multă sănătate și
Să fiți fericiți cu toți. Aș vrea să vă prezint acum în continuare juriul acestui festival. Domnul, invit și alături de mine președintele juriului, domnul Tudor Cristea. Poftiți aici, vă rugăm frumos. Domnul Mihai Stan, directorul editurii Biblioteca și președintele Societății Scriitorilor Târgovișteni. Domnul Victor Petrescu. Și nu în domnul director, vă rog frumos. Deci lumea vă aplaudă, veniți aici alături de noi să vă cunoască. Și nu în ultimul rând, aș vrea să îl prezint, deși sunt convinsă că majoritatea îl cunosc, pe domnul George Coandă, președintele festivalului. O să-l rog acum pe domnul George Coandă să ne spună câteva lucruri legate de istoria acestui festival, de potențialul tinerilor noștri legat de creația literară. Bine ați venit la acest festival care anul acesta împlinește 52 de ani de la lansarea lui în spațiul cultural românesc. Ceea ce spunea doamna directoare Luminița Gogioiu mai înainte, apropo de ediția 13-a, ea face parte din seria a doua a acestui festival, care, așa cum v-am deconspirat, a intrat în lumea culturii în urmă cu o jumătate de secol și mai bine. Acum o jumătate de secol și mai bine, niște oameni tineri, foarte tineri pe atunci, dintre ei doar cel care vă vorbește acum mai trăiește, puneau la cale o întâmplare culturală într-o vreme în care fostul regim se deschidea către alte orizonturi ale modernității. Era perioada ieșirii din obsedantul deceniu, voi poate să aflați ceva de pe la istorie sau de la istoria literaturii române, care o faceți cum o faceți în liceu, ca și istoria de altminteri. Și trebuia să trecem la niște isprăvi care să ne alinieze de atunci la ceea ce numim cu mult respect Europa. Astfel că la sfârșitul lunii aprilie 1964 am dat o fugă la Pucioasa. Eram pe vremea aceea tânăr inspector la Comitetul de Cultură și Artă al Raionului Târgoviște și împreună cu doi oameni de suflet, amândoi trecuți în eternitate, este vorba de fostul director al Casei de Cultură Mihai Eminescu, cum se numea pe atunci, profesorul Ștefan Vintilescu, și cu metodistul Grigore, îi spuneam Guri cu dragoste, Diculescu, am zis, hai să facem ceva, o ispravă culturală. Și atunci s-a născut Luceafărul Cenaclul, care mai târziu va da câteva nume importante ale literaturii noastre. Iar la începutul lunii mai, ne-a stâmpărați, voind să scoatem acest oraș de pe Valea Superioară a Elomiței în lumina mare a culturii, am hotărât să ne întâlnim câteva cenacluri literare din fosta regiune Prahova și din capitală, ba, și din regiunea Argeș. Cenaclurile de la Târgoviște, cel nou înființat, de la Sinaia, de la Ploiești, de la Găiești, și atunci, pentru că erau niște restricții ale regimului, nu puteam să-l numim festival, le-am numit Întâlnirile Primăvara Albastră. Abia la finele anului 1967, în planul de muncă pe anul viitor, s-a trecut ca festival, dar între timp s-a produs un eveniment important, tot la istorie să aflați voi, noi cât de tineri sunteți, poate nicio parte din părinții voștri nu erau născuți pe atunci, s-a întâmplat să reapară pe harta administrativ-teritorială județul Dâmbovița, capitala lui voivodală Târgoviște,
s-au schimbat niște vedere asupra mersului culturii, astfel că peste un an, deci în 1969, mulțumesc, apare festivalul Moștenirea Văcăreștilor, care de fapt continuă într-un fel mesajul Primăverii Albastre. Și tot din acei inițiatori de atunci, doi mai suntem în viață. Profesorul dr. Victor Petrescu, aplaudați-l, și cu cel care vă vorbește. Pe scurt, iată istoria apariției acestui festival. Nu a întinerit la vârsta a treia. Iată pe scurt istoria acestui festival de pe Valea Superioară, Paia Lumisei, din orașul pe care, ca tânăr ziarist, pe atunci îl numeam orașul trandafirilor de la Palei Patranei, un oraș de altfel de suflet. Și iată că, în urmă cu câțiva ani, după o întrerupere de ceva timp, s-a hotărât de către alți inimoși ai orașului să reluăm acest festival, care, iată, așa cum vă spuneam, apropo de momentul debutului, este practic ca vechime cel mai vechi din țară de literatură amatoare. Acum 52 de ani, nici nu visam, nici nu bănuiam, nici n-aveam cum, că după un secol, după jumătate de secol și ceva, voi fi din nou aici, în fața altor iubitori de literatură, în fața unei generații care visează altcum decât noi atunci, dar iată că bunul Dumnezeu a vrut să fiu din nou în orașul trandafirilor de la Poalele Patranei pentru a oficia împreună cu voi acest frumos festival al orașului Pucioasa, care, iată, beneficiază de sprijin și este foarte bine, ceea ce spunea și domnul primar jurist de Dănuț Bădău, și sperăm să se bucure de sprijin în continuare pentru a dăinui și a duce mai departe sub această zare a munților Bucegi. Dați-mi voie acum să anunț de altfel juriul acestui festival, după care voi mai da cuvântul cuiva, dar invit mai în față aici pe domnul colonel Emil Cornel Petrescu, secretarul general al revistei Eroica. Te rog, Emil, vină mai în față. Să încep cu cei de pe scaun, din partea mea stângă. Este vorba de poetul Ion Iancuvale. De prozatorul Colimbian. De prozatorul, dramaturgul și istoricul literar George Toma Veseliu. De poetul Florea Turiac. De poetul, tălmăcitorul și prozatorul George de Piteș. De poetul Alex Vâlcu. Și în spatele bunului meu prieten Tibi Popa, pe scriitorul dumneavoastră, mâine o să-l oficiem, o să-i facem botezul și aici, Liviu Gabriel Simionescu. De asemenea, în sală avem și prezența unui prestigios etnofolclorist, domnul Ion Bratu. Acum, celelalte prezențe notabile fac parte din juriu și am să încep, așa cum a spus și Lumința, este vorba de prestigiosul istoric și scriitor, unul din condeile cele mai incisive, să spun astfel, ale României literare, este vorba de profesorul Tudor Cristea. De scriitorul, editorul, președintele Societății Scriitorilor Târgovișteni, mereu neobosit, profesorul Mihai Stan. De un om care a făcut mult pentru cultura acestui județ și a orașului Pucioasa chiar,
Este vorba de istoricul literar, profesorul Victor Petrescu. Salut prezența voastră a tuturora și a profesorilor voștri, care vă îndrumă cu multă pasiune și știu ce spun, pentru că m-am bucurat să văd între lucrările înscrise în concurs câteva meritorii de la unul din liceele acestui oraș, unul din cele mai prestigioase licee ale acestui oraș. Dați-mi voi acum să-l rog să-și rostească câteva gânduri pe domnul Tudor Cristea. Sper ca numărul acesta 13 să fie cu noroc pentru viitorul acestui festival, la care particip în calitatea pe care o am și acum de mai multe vreme. Este o continuitate lăudabilă într-o perioadă în care domină discontinuitățile și renunțările la tradiție și la construcție. Este foarte frumos ceea ce se face la Pucioasa. Este foarte bine că autoritatea locală, domnul primar în primul rând, care iată este alături de noi, sprijină cultura la nivel local. A sprijini cultura la nivel local nu înseamnă întotdeauna localism, adică ceva limitat, ceva în sensul mai puțin lăudabil și oricum foarte amatoristic. Dovadă că lucrurile nu stau așa și că nivelul local poate să se înscrie în orizontul național este chiar prezența aici în sală a mai multor membri ai Societății Scriitorilor Târgovișteni, o societate profesională care cuprinde și numeroși membri ai Uniunii Scriitorilor din România și care s-a constituit grație unei reviste care apare la Târgoviște și are redacții la Găiești și la Chișinău, revista Litere, și alături de editura Biblioteca, prin străduința permanentă a prozatorului Mihai Stan, dar și a lui George Coandă și a lui Victor Petrescu. Această societate, care a impus în rândurile membrilor săi mai mulți autori deja cunoscuți, nu numai în județ, dar și în țară, este un exemplu și pentru alte, și pentru alte spații. Iar revista este recunoscută ca una dintre cele mai bune din țară. Să știți că și festivalul de la Pucioasa este cunoscut în țară. Eu frecventez internetul și frecventez câteva site-uri literare și de câte ori vorbesc despre acest festival, lucrurile sunt cunoscute și sunt apreciate. De alminteri, în edițiile trecute au fost premiați mai mulți autori care astăzi au volume și sunt priviți foarte bine. Sigur, este bine că există un asemenea festival, deoarece cunoașteți că în condițiile în care internetul, în care televiziunea și alte producătoare de surogate culturale mănâncă timpul
oamenilor și în special se duc tinerii. Literatura este tot mai puțin frecventată, iar așa cum spunea și George Conde, în școală ea începe să se predea într-o manieră care mai curând îi lipsește pe copii de contactul adevărat cu fenomenul cultural literar, limitându-i la fragmente. Și acest contact, fie și între mâini, am înțeles că sunt niște lecturi publice și ar fi foarte bine să participați, să ascultați scriitorii care vor citi și să vedeți că nu este vorba doar așa de o complezență, că îi numim scriitori, că chiar sunt scriitori. Deci este o formă de a lua contact cu literatura. De altfel, este bine că festivalul are o cuprindere mai largă și în curând veți asista și la câteva, știu din anii trecuți, la câteva produceri pe această scenă a artiștilor locali, a colegilor voștri, care vă vor fi pe plac. În sfârșit, ce mult nu e bun, așa că mă bucur că ne aflăm aici împreună și față în față și urez succes întregii manifestări de astăzi și din zilele următoare.